Polițiștii și procurorii anticorupție au identificat noi scheme de finanțare ilegală a partidelor și a candidaților care urmează să participe la alegerile locale din 5 noiembrie. Are detalii Vlada Tomescu. Bună seara, Vlada! Bună seara, Sofia! Bună seara, doamnelor și domnilor! Despre documentarea unei noi forme de spălare a banilor a anunțat astăzi șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, și directorul adjunct al Centrului Național Anticorupție, Alexandru Pânzari. Potrivit oamenilor legii, miercuri, pe întreg teritoriul țării au avut loc percheziții și au fost depistate aproape 2000 de carduri bancare, prin intermediul cărora erau transferați bani pentru finanțarea unor formațiuni politice. Potrivit conducătorilor instituțiilor de drept, finanțarea ilegală a partidelor se face din exteriorul țării, iar mai multe legături duc spre partidul Șor, declarat neconstituțional. În urma perchezițiilor, nicio persoană nu a fost reținută. La ziua de ieri, pe întreg teritoriul țării au fost efectuate acțiuni de urmărire penală, și anume peste 70 de percheziții. În mai multe localități din țară, unde în cadrul măsurilor proactive au fost documentate și relevate probe privind primirea și acceptarea sumelor bănești pentru finanțarea partidelor politice. Prima măsură care a fost la începutul lunii septembrie, atunci când pe teritoriul Republicii Moldova a apărut intenția de a introduce de către 3 cetățeni, 2 de origine străină și un cetățean al Republicii Moldova, peste 1975 de carduri bancare care aveau destinația anume de a fi utilizate în scopul transferării sumelor bănești pentru asigurarea anumitor acțiuni de finanțare. În urma perchezițiilor au fost ridicate cardurile bancare, telefoane, tablete și mai multe înregistrări. Potrivit lui Viorel Cernăuțeanu, cartelele urmau să fie repartizate persoanelor cheie din rândul unor partide politice, iar banii erau transferați cu ajutorul unei aplicații de pe telefon. Responsabil de instalarea și gestionarea mecanismului de aplicație telefonică cu cardul bancar, de fapt era un cetățean a Republicii Moldova, original de aici din Chișinău, care participa la toate ședințele restrânse cu membrii partidului respectiv. În timpul perchezițiilor efectuate, nicio persoană nu a fost reținută. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, nu a putut spune exact numărul de persoane care au fost vizate în acest dosar, întrucât investigațiile continuă. Deocamdată, cei vizați sunt cercetați în stare de libertate. Acțiunile de ieri au implicat mai multe partide, nu doar unul. Un lucru în comun care au mai multe partide care până acum au fost vizate în acțiuni de urmărire penală sunt legături cu partidul declarat neconstituțional, partidul Șor. Pe 22 septembrie, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a dezvăluit schemele prin care reprezentanții unor partide au primit bani din partea grupului criminal Șor. Asta după ce foștii deputați socialiști Alexandru Nesterovski și Irina Lozovan au rămas fără imunitate parlamentară. Ulterior, Nesterovski a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar Lozovan în arest la domiciliu.